Bună ziua, sunt Cristian Hagi, bine v-am regăsit. Discutăm astăzi despre Constanța, despre modul în care arată orașul nostru, dacă vă place sau nu. După alegeri se întâmplă lucruri și bune și rele, o să spun așa, ca să fiu obiectiv, în municipiul Constanța. Am remarcat o mai mare implicare a societății civile. Am remarcat-o eu. Nu știu dacă sunt rezultate ale acestei societăți civile sau dacă pur și simplu este o chestiune așa de fațadă. Vom vedea ce fac politicienii, ce face societatea civilă și ce facem noi ca cetățeni obișnuiți pentru orașul Constanța. Cătălin Anghel alături de noi. Bună ziua, domnule Anghel. V-am chemat în calitate de antreprenor, de reprezentant al societății civile, uitând puțin că sunteți și politician, proaspăt politician. Bun. Cum e în partid? E mai bine sau mai rău? Puteți face mai multe sau mai puține pentru Constanța? Sunt multe de zis. Un om implicat pot să mă prezint așa, că fac lucrul acesta de câțiva ani. Sunt multe lucruri care le putem face în viața de zi cu zi și fiecare dintre noi. Mai multe lucruri poți să faci atunci când activezi într-un ONG, dar puterea maximă cu ceea ce poți să faci în privința orașului sau în privința legilor, ca să ajungem la maximul pe care poate face cineva, este doar printr-o reprezentare, printr-o prezență în cadrul unui partid. Partidul fiind practic un, din punctul meu de vedere, un ONG care se ocupă mai ales de zona aceasta politică. În celelalte ONG-uri poți să te ocupi de segmente punctuale, de animale, de partea economică, de partea de educație. În cadrul unui partid poți să te ocupi de toate aceste probleme și nu numai că poți să te ocupi, dar poți să le și faci posibile, poți să faci să se întâmple modificări de legi, modificări de alocări de resurse conform cu dorințele oamenilor. Sunt lucrurile care pot să ne schimbe efectiv viața noastră în mai bine. Da, credeți că se întâmplă acest lucru? Dacă se întâmplă acum, asta e prima întrebare, și dacă politicienii din opoziție pot face totuși ceva sau nu? Sunt multe lucruri care le pot face politicienii în general. Mai multe lucruri pot să facă cei care sunt la putere, însă democrația și felul cum este ea percepută presupune și un rol de control pentru opoziție, pentru că la un moment dat puterea corupe, puterea uită de promisiunile pe care le-a făcut în campanie și este nevoie de societatea civilă, este nevoie de opoziție parlamentară și este nevoie de opoziție la nivel local pentru a opri aceste derapaje, pentru a opri abuzurile, pentru a sancționa lucrurile care nu sunt în regulă. Cum vi se pare că a acționat opoziția din Constanța de pe 5 iunie până acum? Au trecut 6 săptămâni, o lună și jumătate. Adică vi se pare ca și mie, dați-mi voie să am o opinie, că n-a făcut mai nimic? Depinde la ce nivel discutăm. Prima lună, sau mă rog, există un fel de a da răgaz așezării politice, de a se face comisiile lucrative, de a se întâmpla lucruri la nivel de municipiu, de consiliu local, dacă vorbim concret după alegerile locale. Există deja întâmplate niște evenimente la nivel de societate civilă și aici mă refer la proteste, la Asta că vorbim despre societate civilă, ajunge că până atunci mai am o întrebare. Dacă vă întrebam dacă a făcut opoziția politică ceva. Da, iar la nivel de politic ceea ce văd eu acum lucrurile, se face o opoziție constructivă. Deci pentru prima oară există un partid care are o pondere semnificativă și vorbim de un procent de 30-40% din voturi care are greaua misiune să se opună, deși nu poate, să aducă la cunoștință lucrurile care nu sunt în regulă, să sancționeze faptul că, uite, nu și-a făcut treaba municipiul pe zona de
Și nu mai vorbim aici de zona de respectare a promisiunilor care le-au făcut în campanie. Păi ajungem și aici, da, ajungem și aici. Prima, să știți că mie prima știre adevărată despre opoziția în aceste 6 săptămâni a fost astăzi. Da? Când Partidul Național Liberal a anunțat așa că a demarat programul de audiență, vă citesc, pentru locuitorii municipiului Constanța, pe la Hovard numărul 2A, zilnic, de luni până joi, între orele 11, 13, 16, 18, dar și sâmbătă, între 10, 12. Da? Mi se pare că ăsta e un lucru care... Așa cum normal spuneam, pentru opoziție. Asta scrie și în lege, Consiliul Public să facă audiențe. De la aceste lucruri normale și la bază, faptul că poți să preiei, nu, opoziția și asumă acest rol de a prelua problemele, sesizările de la oameni și până s-au așezat aceste comisii, până s-au ales acești oameni pe funcții și până s-au sincronizat agendele, iată, primul pas, da, este acela să preia problemele, urmând ca ulterior să le susțină în Consiliul Local, să le arate majorității, nu, consilierilor locali și în măsura în care se poate să și facă o parte din aceste doleanțe, să le transformă, să le facă posibile. Știți cum se așează praful după ce trece o mașină cu viteză pe o uliță? Așa, ușor și nu mai știe nimeni de el. Bănuiesc că așa se va așeza praful și pe aceste inițiative. Sper să mă înșel, sper să văd în viitor niște comunicate sau rezultate, proiecte de hotărâri, rezultate din nemulțumirile constanțenilor. Credeți că puterea, cei de la putere, și-au respectat până acum promisiunile din campanie și aveți încredere că le vor respecta? Ca să vorbim și despre cei care ne conduc. Repet, timpul care a trecut de la alegeri este mult prea scurt ca să putem critica fie opoziția, fie puterea. Bun, atunci vă întreb altfel. De fapt, reformulez puțin. Credeți că își vor duce la îndeplinire proiectele pe care le-au propus, acele intersecții frumoase, acele piețe științifico-fantastice și așa mai departe? Eu nu cred că vor fi aduse la îndeplinire toate promisiunile din campanie. Și asta pentru că, deși poate a fost o campanie un pic mai așezată, fără promisiuni din acestea fantasmagorice, cu poduri, deci au fost, nu la partidele care au câștigat, dar cu subterane, metrouri și tot felul de... Avea dispărutul domn Chiru, dispărut din viața politică, niște proiecte, A fost sancționat, se pare, de oameni, iată că înțelepciunea noastră a funcționat aici. Eu îmi doresc să fie îndeplinite cât mai multe din promisiunile de campanie de la ambele părți. Adică fie că vorbim de PSD, partidul care a câștigat, fie că vorbim de PNL, care își asumă în continuare o parte din aceste proiecte și probabil că în urma negocierilor politice care vor avea loc, vor fi aduse la îndeplinire. Și aici mă refer la nivelul întregului județ Constanța. Da, să știți că eu am văzut câteva promisiuni neonorate de ale celor de la putere, dar, mă rog, și încă observație, când domnul Chiru a promis butelii, a câștigat vreo 8.000 și ceva de voturi. Când a promis tunele subterane, a câștigat numai 3.000 și ceva. Lumea crede în butelii, nu în proiecte SF. Interesant. Societatea civilă se... Pare că se mișcă lucrurile, pare că se întâmplă ceva, se întâmplă lucruri, dar cât de eficiente sunt? Și vă întreb asta pentru că v-am văzut, de exemplu, la dezbaterile despre mobilitatea urbană în municipiul Constanța, un subiect interesant, important și de viitor. Dar destul de subțire participare. Prezența mică, așa este, trebuie să... 33 de persoane din 330.000, cât suntem. Nici nu știu să calculez în procente la una dintre dezbateri, cam puțin. Poate nu e așa important. Faptul că ulterior înregistrările acestor dezbateri au fost postate pe internet și accesibile, trebuie văzut câte vizualizări au, mă face să cred că în timp ele vor fi... Și în măsura timpului disponibil pe care îl are fiecare, da, au fost destul de laborioase în fiecare zi, câteva ore, timp de 6 zile la rând. Nu oricine are timpul acesta la dispoziție, nici eu n-am fost în fiecare zi acolo. Iar, așa cum spuneați, pe dumneavoastră vă interesează ce se întâmplă acum, dar dezbaterile de acolo, privind mobilitatea urbană și proiecția pentru orașul Constanța, avea un orizont de mult mai larg de timp, vorbim de 10 de ani. Trebuie lucrat pe toate fronturile. Și ce se întâmplă acum prin sancționarea
Și chiar s-au întâmplat, uitați, evenimente în zona de noi blocuri pe spații verzi. Deci s-au întâmplat deja două proteste în care au fost și mediatizate, în care foarte mulți oameni au luat atitudine. Nu le văd rostul pentru că cei de la PSD au spus cu subiect și predicat în decembrie anul trecut că atunci când vor veni la putere nu se vor mai atinge de niciun fir de iarbă. A spus domnul Donțu de la PSD, care era vicepreședinte, domnul primar a spus că se va opune oricărei astfel de inițiative. Mai are rost să protestăm când i s-a promis că nu se vor atinge de niciun fir de iarbă? Are rost, eu zic, pentru fiecare centimetru de asfalt care înaintează pe spațiu verde trebuie să protestăm. Pentru fiecare, eu știu, gunoi care este pe stradă trebuie să protestăm. Pentru fiecare leu cheltuit aiurea trebuie să protestăm. Toate aceste lucruri cumulate în timp se vor înregistra și memoria colectivă le va sancționa, nu, la următoarele alegeri. Acum am... Democrația așa funcționează. Majoritatea cetățenilor care au ieșit la vot au hotărât sistemul și oamenii cu care mergem înainte. Nu înseamnă că ceilalți trebuie să se ducă la culcare, nu înseamnă că trebuie să ne așezăm liniștiți și așteptăm să se întâmple toate promisiunile. Aveți experiență, chiar credeți în ce ați spus, în faptul că oamenii sancționează minciunile, promisiunile neonorate? Pentru că dacă stăm bine să ne uităm la ce s-a întâmplat în ultimii 12 ani de zile, a promis Radu Mazăre cât în lune și în soare. Vă aduc aminte, orășel lacustru, oraș asfaltat în totalitate, insule, Marea Neagră, șosea de coastă și așa mai departe. Ajungem pe un domeniu foarte vast și ajungem la credibilitatea politică, credibilitatea reprezentanților politici. Lucrul acesta este foarte greu pentru o societate să reușească să discearnă și să aleagă pe acei oameni credibili care nu promit mai mult decât pot face. Eu cred în comunicare în primul rând și cred că faptul că astăzi mult mai ușor informațiile acestea cu mizerii, cu proteste, cu lucruri ne la locul lor sunt mult mai ușor aduse la cunoștință și mult mai ușor transmise pe canale socializare și așa mai departe, plus un grad ridicat de implicare, poate în anul 2016 mai ridicat decât în 2015 și așa mai departe. Deci mai multă lume este interesată de felul cum decurg lucrurile. Nu sunt așa de mulți pe cât ne dorim noi doi sau mulți alții dintre cei care ne urmăresc, dar atitudinea este importantă și ea este din ce în ce mai vizibilă. Așa văd eu lucrurile. Și vă spun asta și din calitate de reprezentant, administratorul al unui grup pe Facebook care se cheamă Constanța Protestează, grup care practic într-un fel sau altul centralizează o mare parte din protestele, din lucrurile care sunt de la locul lor din orașul nostru și din județ. Și din ce în ce mai multă lume e activă acolo, din ce în ce mai multă lume se implică și vrea să ia parte la lucruri de tipul acesta. Acum, pe de altă parte, nu pot să nu fiu de acord și cu cei care la un moment dat nu mai vin la vot. Am avut o prezență la vot destul de mică, pentru că uitați, sunt cazuri clare de politicieni care una au promis în campanie și alta au făcut a doua zi după ce au fost aleși. Și atunci intervine această, ok, de ce să mă mai duc la vot? Pentru că am crezut în acel lipsă om. De încredere, ca să da? Spun lehabite. Oricum toți sunt la fel, intervine această... Și oamenii au dreptate în mare, deci, să știți. Eu nu pot să mă supăr pe oameni, asta este ideea. Rămâne ca partidele a acestor organizații, da, ale noastre, să facă curățenie în interiorul lor și să propună oameni din ce în ce mai credibili, oameni care să facă și nu să vorbească. Înțeles, avem un telefon, am afișat un număr de telefon, apropo, puteți suna și ne puteți spune ce putem face noi pentru Constanța. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua, domnul reporter! Vă ascultăm! Am văzut ce puteți face pentru orașul Constanța al nostru. Eu sunt o locuitoare, mă auziți? Vă auzim! A complexului Abator. Am o rugăminte la dumneavoastră. Cum s-a făcut ordine în 2002 și 2003, avem o rugăminte să facem și în fața magazinului alimentar de la complexul Abator. Aici s-a făcut bazar. Vinde suică în fața la alimentară, vinde vin, vinde ouă, vinde fel de fel de zarzavaturi care
este, nu-s producători. Este aici ceva de... Avem o rugăminte, face și la noi ordine și am noi înțeles. Facem... Ați vorbit la primărie, doamnă? Poftim? Ați vorbit la primărie? Ați spus despre ce vorba? Păi nu, sunt la ce număr să vorbesc la primărie. Mare. O pagină de Facebook primărie. Vorbind direct cu domnul reporter, poate mă ia și pe mine în seamă. Am înțeles. Ca mai mulți, adică o rugăminte avem să vină să facă și la noi puțin o ordine în față, să nu se mai fie așa bazar și așa țigănie. Bun, mulțumim frumos. Te drag în 2002 să te duci, nu este un firicel de nimic. Mulțumim frumos. Așa și noi facem parte de Constanța. Mulțumim frumos, o să transmitem cererea dumneavoastră la primărie. Mulțumim frumos, doamnă, pentru telefon. Mulțumim frumos pentru telefon. Mă apuc, zâmbesc puțin pentru că primăria și dumneavoastră vă pricepeți la acest lucru a pus pe picioare un sistem de comunicare prin Facebook. O să mă uit să văd câte like-uri sunt, dar erau undeva la vreo 600 de like-uri. Noi am vorbit despre acest lucru când? Acum 2 ani de zile, cred că. Vi se pare eficient acest sistem de comunicare? Doamna nu știa încă și bănuiesc că nici nu avea acces la Facebook. Aici iar ține de, iar ajungem la comunicare și cât de mult sunt interesați edilii noștri în a prelua aceste sesizări. Ei pot să o facă atât prin audiențe directe și nu știu în ce măsură ele se întâmplă, dar pot să o facă mult mai ușor folosind o rețea de socializare unde într-adevăr primărește a făcut cont. Dacă oamenii știu. Urmărește, dar apropo de ce putem face pentru Constanța, așa cum bine ați spus, orice problemă care o avem, o putem sesiza direct și imediat cuiva. În cazul doamnei poate să vorbească la primărie sau poate să vorbească cu unul din consilierii pe care i-a votat în această campanie electorală. Fie că vorbim... Și cu consilierii pe care nu i-a votat, pentru că tot o reprezintă așa, între noi fie vorba. Deci există, primul lucru este să-l comunici. Atunci când te doare ceva, trebuie să spui cuiva, mă doare. Doamna a făcut primul pas, a sunat la o televiziune. Păi... Poate că trebuie cumva să ne informăm ce putem face noi ca cetățenii orașului Constanța, da? Pentru a comunica neregulile pe care am le-am înțeles. Sesizat. Haideți să-i dăm, mai avem un telefon, o secundă, intrați în direct imediat, un număr de telefon pentru doamna de mai devreme, 0241 488 100. Dacă ne auziți, țineți minte, 0241 488 100. Este numărul primăriei Constanța. Sunați acolo și vă va răspunde cineva. Vă mai spun o dată, 0241 488 100. Bună ziua, vă ascultăm. Bună ziua. Bună ziua. Vreau și eu, locuiesc în cartierul aici la noi pe Mircea, 2002. Stați în centru. Parcul ăsta a ajuns o mizerie extraordinară. Podii care s-au plantat, s-au uscat toți. Anul trecut s-a repetat la fel. Aceeași, cu altă cheltuială acum, nu se udă deloc. Și în al doilea rând, este o, aici pe Tomis, o clădire, un fel de restaurant, nu știu ce. Acum a început să se întinde pe tot, aproape tot parcul. Anul trecut a fost 5 metri, anul ăsta să mai întinzi încă 5 metri. Și plus asta e și pentru copii unde se joacă, copii cu nisip, e restaurant acolo, fumători. Fiecare vorbește ce știe pe acolo și aude copii. Nu ia niciunul nicio măsură. Am înțeles. Ați vorbit la primărie despre aceste lucruri? Păi am căutat la primărie într-o zi peste tot și nimeni n-a vrut să răspundă în privința podilor, cine îi udă și cine are grijă de ei. Da, am înțeles. Bun. Mulțumesc frumos pentru telefon. Mulțumesc și eu, sănătate. Oamenii au probleme, se pare că nimeni nu-i ascultă. Sau nu știu cum să ajungă la primărie, ceea ce este... De-aia trebuie și noi să învățăm să ne adresăm, știu, organelor care pot să rezolve problema. Așa cum spuneam și, și cum am văzut, trebuie cumva rediscutată prioritizarea în privința mobilității urbane din Constanța. Pentru că, așa cum spunea domnul, magazinele și mașinile parcate pe trotuar ne împiedică pe noi ca și pietoni să mergem, ceea ce este
principalul obiectiv, nu? Întâi au nevoie să meargă oamenii, apoi, eu știu... Da, și de preferat pe trotuar, nu pe stradă, printr-o mașină. Siguranța este primul aspect pe care trebuie să-l ai în vedere atunci când construiești un trotuar și zona publică, de spațiu public în care circuli. Trebuie încurajată apoi zona de circulație cu bicicleta, iar un mijloc de transport care nu prea a fost îndrăgit la Constanța în ultimii 20 de ani și abia apoi trebuie create și investițiile se ducă spre zona de șosele. La noi un pic a fost schimbată prioritatea. S-au făcut străzi, s-au lărgit străzi, s-au scos tramvaiele ca să se facă mai multe străzi. Pe principiul că să treacă mașinile mai ușor. E, dacă ai pâlnia mai mare, trec mai multe mașini, mai multă aglomerație se face. Șosele mai late, mai multe mașini. Deci... Iar apoi zona aceasta de extinderi, de terase, iar la fel. Stai să ne oprim puțin aici, vă rog, mă scuzați că vă întrerup, pentru că mai avem un telefon, îl luăm, vorbim puțin și apoi discutăm și despre extinderile de terase. Un subiect interesant. Bună ziua, vă ascultăm. Da. Alo? Să știți că sunteți în direct. Bună ziua. Da. Bună ziua. Vă mulțumesc că mi-ați dat posibilitatea să intru în direct. Vreau să vă spun că sunt un constanțean din 48, din 1948 până m-am născut și până în ziua de astăzi. La întrebarea pe care a spus-o dumneavoastră ce se poate face pentru Constanța, vreau să spun că în primul rând pentru Constanța trebuie să facă ceva oamenii din Constanța. Da, vă ascultăm. Așa. În primul, deci, unu, curățenia lasă de dorit, având în vedere că oamenii ies dimineața și lasă lângă o centrală termică, la colțul blocului, în colțul străzii gunoiul. Am înțeles, da? Doi? S-au făcut foarte multe, să știți, deci eu sunt de acord că s-au făcut, cum să vă spun, din cauza mașinilor, nu s-a putut face peste tot deci izolația pe trotuarelor. De ce? Pentru că la fiecare familie sunt cel puțin 2-3 mașini. Acum niște ani de zile în urmă exista câte o singură mașină. Da, poate ar trebui să avem parcări mai multe totuși, să știți. Da, eu știu că primăria, dar nu primăria trebuie să ne facă nouă tot. Dacă mergeți prin cartiere, este o mizerie, ne lege scris, dar nu, e de vină primarul să vină să-mi facă curățenie în curtea mea? Nu se poate. Deci, în primul rând, asta vreau să vă spun, oamenii trebuie să facă ceva. Nu mai suntem pe vremea comunismului, suntem în democrație și fiecare trebuie să facă ceva pentru orașul sau comuna sau strada sau cartierul în care se află. Mulțumim, mulțumim, doamnă, mulțumim frumos pentru telefon. Să știți că vă dau dreptate. În principiu aveți dreptate. Da. Și noi trebuie să facem ceva pentru Constanța, dar și Constanța trebuie să facă ceva pentru noi, adică cei care ne conduc publicitate. Ultimul telefon din această emisiune, mai avem 9 minute. Bună ziua, vă ascultăm. Alo? Bună ziua. Bună ziua. Ce putem face pentru Constanța? Ce putem face? Putem. Vă ascultăm, vorbiți deși vă auziți în televizor. Putem să facem pentru Constanța mai multe, dar trebuie să existe și bunăvoință. S-a turnat asfalt între Becărie de acum 11-12 ani. Nici acum n-au venit să desfunde capacele la canalizare. S-au înfundat. Nu putem să umblăm noi la capace. Dar se poate treaba asta. Trotuarele nu sunt făcute. S-a făcut o stradă, bineînțeles, acolo au fost oameni demnitari, nu se poate pe toate străzile, dar nu există treaba asta deosebire. La impozii și la asta toată lumea suntem egal. Cartierul nostru este cota zero. Păi atunci hai să fim de cota zero și impozite și aranjamente. Nu numai impozite. Am înțeles, bun, mulțumesc frumos pentru intervenția telefonică.
Multe de spus despre modul cum arată Constanța, despre infrastructură. Suntem încă în lumea a treia. Avem străzi neasfaltate, avem gunoaie pe stradă. Astea sunt lucruri pe care le spun oamenii. Aș împărți problema în două. Ce putem face pentru Constanța? Și avea dreptate doamna de partea asta de educație a noastră în privința mizeriei pe care o facem pe străzi. Putem să facem mai puțină mizerie. Pe de altă parte, sunt momente în care, îmi povestea un prieten chiar zilele acestea, că a fost de revelion într-o țară din Olanda. În Olanda, în oraș din Olanda. Într-un oraș din Olanda, da, și la fel ca și la noi, în timpul revelionului s-a făcut foarte multă mizerie, dar că a fost șocat dimineață, la prima oră, era totul curat, de parcă nu ar fi fost niciun eveniment acolo. Deci, ok, și noi putem să facem mai puțină mizerie sau să nu facem lucrurile astfel încât să arate așa de rău cum arată acum, dar și, deci trec în partea cealaltă, autoritatea publică plătită să facă curățenie, la 4 dimineața să se trezească, să aducă utilaje și dimineața când e o nouă zi să fie totul lună. Deci, ok, și noi trebuie să facem mai multe și putem face. Primul lucru pe care îl putem face este să sancționăm derapajele, să sancționăm acolo unde nu s-a strâns gunoiul, să sancționăm unde se construiește pe spațiu verde, să sesizăm, atât autoritatea cât și opoziția. Uitați că acolo nu se întâmplă cum trebuie. Da? Să fim atenți, să ne implicăm. Știu că fiecare dintre noi este confortabil, frumos seara să stea pe fotoliul din sufragerie. Dar putem să ne alocăm din timpul acesta pe care l-am pentru noi să facem acea muncă pe care eu o numesc de civism, să ne informăm cu privire la drepturile și obligațiile pe care le au oamenii, cetățenii, da? Avem și drepturi, avem și obligații, apropo de curățenie, pe străzi, iarna, strânsul zăpezii din fața casei și așa mai departe. Și să mergem la ședințele de Consiliu Local, că sunt gratuite. Sper ca să fie și transmise online, așa cum a promis în campanie, au promis ambele partide, da? Deci trebuie să se întâmple acest lucru, să ne alocăm acel timp, să vedem ce spun consilierii, cum discută, ce propun, cum cheltuie banii noștri. Ei, practic, trebuie să fie cumva monitorizați de noi, astfel încât să-și facă treaba. Și cine nu-și face treaba, la următoarele alegeri să plece. Vorbesc de terase și n-aș vrea să terminăm emisiunea fără să discutăm despre acest lucru. Terase pe străzi, pe trotuare, de fapt, e bine sau e rău? Că pare bine. Așa cum spuneam, principiul de bază este ca oamenii care atunci când merg pe stradă sunt pietoni să aibă unde să circule în condiții de siguranță. Deci asta înseamnă ca trotuarul să aibă anumite caracteristici și oamenii să poată să circule, să traverseze străzile, să existe la nivel de traversare acele aplecători. Gradul de civilizare într-un oraș se poate vedea și atunci când o persoană cu handicap, și aici vorbim de persoane care nu poate să meargă sau persoane care nu văd, pot să treacă, să meargă pe stradă și în condiții de securitate sporite. Lucrul acesta nu s-a întâmplat. Trotuare nu mai avem, mașinile sunt parcate pe trotuare. Dacă vreți, discutăm despre trotuare și mașini o oră întreagă. Plecând de la aceste premize, ajungem și la zona aceasta de terase. Dacă acea terasă îmi încurcă traficul pietonal, nu are ce căuta acolo. Noi trebuie să avem grijă, să avem un centru vechi unde ajungi cu mijloace de transport diverse, mașini, autobuze, și aici iar putem să vorbim despre faptul că civilizație nu înseamnă să poți să te duci cu mașina acolo unde ai nevoie și dacă poți chiar peste drum. Civilizația înseamnă să poți să ai un transport în comun civilizat care să fie ieftin și să nu te plângi de mirosul de transpirație și de faptul că nu, mașina nu are un orar foarte exact. Da? Noi nu suntem în oraș foarte mare să vorbim de metrou, dar avem microbuze, autobuze, am scos din păcate tramvaiele și trolelele. Există discuții despre transportul electric în comun. Toate ajung și se leagă de zona financiară. Deci trebuie să cheltuiască banii judecios astfel încât să fie folosiți pentru a scoate maxim din ceea ce
permite bugetul local. Sau de competență, să știți. Vă întrerup pentru că în Galați s-a renunțat la transportul în comun poluant și nesigur, la microbuze și la autobuze. S-au introdus, s-au cumpărat troile buze pe fonduri europene, o investiție de câteva zeci de milioane de euro. Nu mai există maxi-taxi, nu mai există autobuze, e un transport ecologic și sigur. Gratis în Galați se poate, în Constanța nu. S-a propus și în Constanța, dar trebuie și respectarea legii. Am mers cu fetițele mele la plajă, era o parcare cu plata pe oră. Unde? În Mamaia sau în Constanța? În Constanța. La domnul Muha, e în dreptul teraselor din Portul Tomis, da? Și cu toate acestea, erau o mulțime de mașini parcate pe dig sau pe nisip, și inestetic și ilegal. Deci aici trebuie fermitate în aplicarea legii, pentru că acolo unde există parcare trebuie folosită și noi trebuie să respectăm legea. Și cu gunoiul. Haideți, domnule Cătălin, Mujdabai Khan îl cheamă pe cel care are parcările din Portul Tomis, inclusiv cea de la Modern. Este un fost agent de pază care locuiește într-un sat pe undeva. Din senin așa s-a făcut proprietar de parcări, câștigă bani frumoși cu 3 lei pe oră, domnul Mujdaba Aykan. Am încercat să vorbim cu el, dar n-am reușit, un PFA înființat acolo. Eu înțeleg să respectăm și legea, dar complicat ce s-a întâmplat acolo în Portul Tomis și lumea știe poate lucrurile acestea. Totuși plecăm de la această premisă că trebuie să respectăm legea, pentru că fără acest lucru nu putem să fim socotiți un oraș civilizat. Corect. S-au făcut în zona Cora niște treceri de pieton care un pic depărtate de zona inițială. O investiție frumoasă, bună, da. Care, într-adevăr, la jumătate ai un pasaj unde poți să faci o pauză, nu în curs. E bine și pentru șofer, da. Cu toate astea, pietonii circulă pe vechea trecere și se bulversa circulația. Trebuie să respectăm și noi legea, iar acolo, eu știu, unde nu există lege bună, trebuie să o schimbăm. Fie că vorbim de Consiliul Local, fie că vorbim de alegerile parlamentare. Bun, cert este că avem și noi ce face pentru orașul Constanța, cum și orașul are ce să facă pentru noi. Nu trebuie să rămâne nepăsător, asta este cert. Trebuie să reacționăm și acolo unde există organizații și organizare, putem să fim proactivi, să venim cu propuneri pe care să le aducem consilierilor locali și primarului, pe care să le ia în considerare și să le facă. Așa ar trebui să fie. Mulțumesc frumos pentru emisiunea, domnule Cătălin Anghel. Mulțumesc și dumneavoastră că v-ați uitat. Rămâneți în continuare cu România TV.